să fie... Lasă-mă, dracu, pe Eparu, președinte, e nimic, de Eparu nu iese de cuvânt la niciună. Eparu e un om blând, cu minte, stă, dracu, în banca lui. Ce-ți trebuie ție ganea asta? Nu-mi tăie, că nu ești prietenul meu. Nu, dar... Rămâi în pizda, mă, tine, locul 2 și nu-ți face savu nimic. Rămâi cu Eparu, locul 2. Lasă-l pe Eparu decorativ. Eparu eu de decor, domnule. Nu va face ce vom face. Nu le are cu partid. Nu, dar va fi de decor. Va face ce zic eu, ce zici tu, ce zice... Ce-i cu Ganea negociat? Ce tot ai de vrei să-l... Nu! Ăsta nu ne iese din cuvânt de Eparu. Nu e niciun fel de jucător. El nu e jucător. Nu, am văzut cu toți. El nu e niciun jucător. Ești un prostănac, lui i-am spus, bă, nu te certa, cum s-a certat cu ăia, l-a luat pe domn, pe pula calea. Da. Și-am spus, ce ți-a trebuit ție toată asta? Dar el n-a făcut ce-a. Mi-a scris și mie o cârtie că-și dă demisia. Ideea e bună, nu crede că e profesor, pe tine e rău. Cârtia asta, ce-am vrut să-mi o rupi în față. Păi da, de ce nu o mănânci tu în fața, mănânc-o tu în fața mea, dacă scrii prostii de-astea. Și de acolo a început și certa cu mitul. Mitul fiind mare șmeche, mitul se crede mare. Prietenul meu, John, plus de asta, ne aduce un număr de populare electoratului, dând foștii fotbaliști, dând dracu să le ia de la universitate. Dar nu are niciun electorat. Dar nu are pe nimeni. Păi n-are, nu știe nimeni. Bun, nu știe nimeni. Cu Eparu dacă ies pe stradă, că vreau și unul să ies pe stradă când noi facem campanie. Nu pot să ies, îl iau și pe Ganea. Dar pe Eparu știe lumea, mă, frate. Te rog, înțelege-mă. Știu, dar nu știu ce să le zic la logică. E logic tot ce cer, nu cer nimic. Nu știu ce le zic. Și ascultă-mă, nu cer pentru mine. Cer pentru partii, să scoate cât mai multe voturi. Cu Eparu scoate. Ce-l mulțumim și pe ăsta? Nu mai plânge, uite cu comănița, du-te, dracu, te-ai cu comănița ta, bă, Ganea. Vice președinte, uite, s-au putea accepta, bate-mi palma, n-am nimic cu tine. Bă, dar nu fii tu primul că ne vom pune pe toată lumea în cap. Plânge și Eparu, Eparu nu o să înțeleagă că e ajuntul Ganea. N-are rost să transferăm pe Eparu la județ. Aia are rost, auziți? Are rost. Hai să punem noi la județ pe cine vrei tu. Bă, hai pe Michi, uite, pe Ludmila, pe Michi, eu ți-i accept pe toți ăștia. Da. De atunci, hai stai, de ce îl punem noi pe ăsta? Că experim că putem să punem o mămâie pe care... Nu e prieten de loc. Eparu e o mămâie, mă. E o mămâie în mâna ta și a mea și al nu mișcă în fața unei amici. Când se uită la... E și frică de... Nu știu de ce, așa e el ca profesor. Ca alea, el e un om cu frica lui Dumnezeu. A zis, a plâns, a plecat pe acolo. Păi eu dacă... Dar mă ajunge, făcim de la altă două mii cu nevastă, sărăcă nu mai vreau. Dom'le. Domnule Eparu e un om bun, bun de prost ce e, înțelegi? Dar avem nevoie de imaginea lui. Eu nu vreau ca el să facă, voi faceți organizația municipală ce facem. Dar eu ca să candidez, trebuie să am și eu în spatele meu, bun, să facem împreună listele de consilieri locali